Bună! Astăzi vom vorbi despre lipide. Ce este important să știm despre lipide sau grăsimi, cum se mai numesc ele? Acestea reprezintă al treilea macronutrient necesar organismului, alături de glucide și proteine. Pe toate trei le putem obține din alimente. Lipidele sunt insolubile în apă și determină gustul, textura și aroma alimentelor. Lipidele îndeplinesc în organism foarte multe funcții, adesea esențiale. Intră în structura acestuia alături de proteine, asigură transmiterea nervoasă și, de asemenea, asigură procesul de absorpție al anumitor nutrienți. Când mergem la cumpărături, avem grijă să luăm alimente și să ne uităm pe lista de ingrediente, să verificăm câte grăsimi conțin. Funcție de afecțiuni sau de dietele pe care le urmăm, vrem să aibă mai puține grăsimi saturate și întotdeauna să nu conțină grăsimi trans. De ce? Primul lucru de menționat este că lipidele au cea mai mare densitate energetică, respectiv furnizează cea mai mare cantitate de energie pe un volum mic de aliment consumat, adică un gram de lipid eliberează 9 kilocalorii. Știm de la proteine și carbohidrați că în cazul acestora un gram eliberează doar 4 kilocalorii. Deci sunt hiperenergetici. Și al doilea lucru de menționat, când alegem o cantitate mai mare sau mai mică de lipide, este tipul de acizi grași pe care acestea îl conțin. Și aici începe povestea cu saturat, nesaturat sau trans. O să încerc să vă explic un pic. În organism, lipidele se află sub formă de trigliceride. Trigliceride înseamnă trei lanțuri de acizi grași legați, prinși de o moleculă de glicerol. Structura acestor acizi grași poate fi nesaturată în cazul lipidelor lichide, de tipul uleiurilor, saturate în cazul lipidelor solide la temperatura camerei de tipul untului, sau mai vorbim despre lipidele trans sau hidrogenate obținute industrial în cazul margarinei. Primele două, cele saturate și nesaturate, sunt sănătoase și benefice pentru organism. Cel de-al treilea nu se găsește în mod natural în alimente, sunt produse industriale și nu aduc beneficii dacă le consumă. Să ne referim puțin la cele nesaturate, care la rândul lor pot fi mononesaturate sau polinesaturate. Cum spuneam, sunt în stare lichidă la temperatura camerei. Se găsesc în uleiuri, alune, semințe, avocado și măsline. Au nenumărate roluri benefice pentru organism, printre care reglează tensiunea arterială, au proprietăți antiinflamatorii, scad concentrația de colesterol rău, LDL-ul. Deci sunt recomandate pentru consum, de preferat să nu le tratați termic, deci nu le fierbem, le consumăm crude în salate sau dressing-uri. Când vorbim de grăsimi polinesaturate, ne referim în primul rând la acizii grași esențial omega-3, omega-6, pe care trebuie să îi luăm din alimente, din uleiuri, de in, soia, floarea soarelui, porumb, nuci, dar și din alimente de natură animală, ou, pește oceanic sau fructe de mare. Beneficiile consumului de acizi grași polinesaturați sunt de asemenea foarte multe, printre care dezvoltarea creierului, menținerea sănătății țesuturilor și a pielii, formarea hormonilor, absorbția vitaminelor liposolubile A, D, E, K și, bineînțeles, protecția organelor interne. Grăsimile saturate acum, cele care au lanțuri de carbon saturat, sunt solide, cum spuneam, la temperatura camerei, oferă nutrienți organismului, dar trebuie să limităm foarte mult consumul. Ele sunt prezente în unt, untul de cocos, ciocolată, brânză grasă, slănină. Rolurile acestora în membranele celulare, probabil că ați auzit de membrane lipoproteice, în componența acizilor grași esențial, cum spuneam,
dar de asemenea au proprietăți antivirale, antimicotice, antiinflamatorii, antiparazitare. Atenție doar la cât mâncăm zilnic. Despre grăsimile trans, revin cu informația că nu se află în mod normal în natură, nu se găsesc în natură, sunt create industrial prin combinarea unor grăsimi nesaturate cu molecule de hidrogen. Ele, din nefericire, sunt ieftine și se află în, se folosesc la prepararea alimentelor fast food, asemenea preparatelor ambalate, foietajelor, gogoșilor, chipsurilor, anumitor cereale, etc. Este obligatoriu să verificăm eticheta și în dreptul grăsimilor să vedem că nu sunt trecute grăsimi trans sau hidrogenate. Consumul acestora determină efecte negative de genul creștere bruscă a glicemiei, creșterea colesterolului de tip LDL, acela rău, scăderea densității nutrienților, în cazul gravidelor, nașterea copiilor cu greutate sub medie și multe altele. Bun, revenind, recomandări de grăsimi sănătoase pentru consum, avem avocado, măsline, uleiul de măsline, unturile din nuci și semințe, peștele, oceanic, ouăle. De reținut, din nou, densitatea mare energetică și, de asemenea, cantitatea, porția zilnică, pentru că ele intră în asociere cu glucidele în alimentele apetisante, de tipul înghețată, ciocolată, produse de patiserie. Și cu toții știm că aceste alimente au și o componentă afectivă foarte importantă. De asemenea, din nefericire, lipidele ameliorează mai puțin senzația de foame decât proteinele. Adică nu ne săturăm dacă mâncăm lipide. Gândiți-vă că mâncați o friptură la grătar simplă sau o friptură la grătar pe care ați pus un cup de unt. Valoarea energetică a crescut odată cu adăugarea untului. În schimb, sațietatea este aceeași. Și cireașa de pe tort, excesul de lipide este stocat. Ele neavând capacitatea de a-și stimula propria oxidare, ceea ce duce la obezitate. Deci, o dietă echilibrată nu trebuie să conțină mai mult de 25-30% lipide zilnic. Dacă vi s-a părut prea abstractă împărțirea trigliceridelor, vă recomand să citiți și articolul de pe blogul meu, Maria Martac, sau de pe Facebook, Maria Martac Health Coach. Mâncați cu pătat, alegeți să consumați zilnic o porție de grăsimi polinesaturate. Pe curând!